Băiatul de 10 ani din comuna Călăraș, județul Dolj, care a plecat de acasă la joacă cu bicicleta și nu s-a mai întors, a fost găsit înecat în Dunăre. Trupul său a fost identificat de echipajele de salvare la o distanță de 2 km de zona unde ar fi intrat în apă. Conform Digi24, polițiștii din cadrul Poliției orașului Dăbuleni au fost sesizați prin apel de urgență 112 de un bărbat de 35 de ani din comuna Călăraș, cu privire la faptul că fiul său de 10 ani a plecat cu bicicleta pentru a se juca cu alți copii și nu a mai revenit la domiciliu. Pe malul Dunării, în zona localității Călăraș, într-o zonă împădurită, au fost găsite o bicicletă și articole vestimentare, care au fost recunoscute de familia minorului. Echipajul de căutare-salvare din cadrul gărzii de intervenție Bechet a găsit trupul copilului înecat în fluviul Dunărea, la o distanță de peste 2 km de zona indicată unde ar fi intrat în apă, informează ISU Dolj, citat de Ager Press. Polițiștii, jandarmii voluntari din localitate, angajați ISU Dolj, garda de intervenție Bechet, cu un echipaj de prim ajutor și o ambarcațiune, precum și echipa de scafandri ISU Mehedinți și ISU Dolj, formată din 4 subofițeri, au participat la căutările copilului dispărut, însă, din păcate, acesta a fost găsit fără suflare, relatează Digi24.